București și după 2 luni de zile am primit această invitație. Urmarea acestei invitații, am mai avut expoziții în Italia, am mai avut chiar astăvară o altă expoziție în Franța pe Coasta de Azur. Lucrările mele sunt răspândite pe tot globul pământesc. Nu există continent pe care să nu am lucrări. Chiar vreau să vă întreb dacă ați simțit o diferență între cât de bine trec astfel de lucrări la noi în țară și cât de bine trec în străinătate, adică dacă în străinătate sunt mai bine văzute, mult mai apreciate. În Franța, spre exemplu, majoritatea colecționarilor cumpără obiectul ca și obiect de artă, mai puțin cei care îl cumpără ca și obiect de cult. În Italia și cam 50% merge pe obiect de artă și 50% ca și obiect de cult. Aveți și comenzi? Vi se spune, da, eu vreau un anumit lucru? Da, și mi se cer și anumite culori la care eu spun, îmi pare foarte rău, în icoana pe sticlă trebuie păstrată tradiția și trebuie să lucrez după izvod. Bine, din când în când mai pot să mai schimbi la culoare puțin o nuanță sau ceva, dar pentru păstrarea tradiției trebuie cu sfințenie păstrat izvodul. Domnule Curtea, ce am văzut în expoziție? Ce ați expus în materialul pe care l-am văzut? În materialul care a fost prezentat, ați putut vedea icoane pictate pe sticlă, pe care le pictez împreună cu soția mea, Iuliana Curta, care totdeauna stă în umbră. Deci o familie de artiști. Mulțumim mult. Așa se spune. Ați văzut icoane, expoziția se numește Ferestre spre Cer, dar în această expoziție n-am expus tematica numai nașterii Domnului legată de sărbătoarea Crăciunului, ci am expus și icoane care ar reprezenta nașterea Domnului sau răstignirea sau învierea. Lucrări pictate cu suflet le-ați putut vedea. Sunt icoane pe care le pictăm cu foarte mare plăcere și încercăm să acoperim toată area geografică a țării, să reprezentăm toate centrele de pictură pe sticlă din Transilvania. De cât timp pictați? De pictat pictez de când mă știu, dar icoana pe sticlă mai mult după anul 2000. Cât timp v-a luat să faceți expoziția pe care am văzut? Enorm de mult timp, nu se poate spune în ore. Nu se poate, nu pot să spun cât timp lucrez pe o icoană, pentru că depinde și de starea spirituală pe care o ai. Lăsând la o parte datele tehnice care necesită strict respectate, pentru că, după cum se știe, icoana pe sticlă se pictează în straturi succesive, lăsând vopselele să se usuce ca să nu se întrepătrundă. Depinde de complexitatea lucrării. Fiecare lucrare Dumnezeu știe când trebuie să fie gata, atunci se termină. De ce ați ales să pictați icoane pe sticlă? Îmi spuneați că pictați de foarte mult timp, dar abia din 2000 da. Pictați pe sticlă. Pentru că ies din suflet. Și cum de v-ați hotărât împreună cu soția să faceți astfel de expoziții? Soția, văzând, și soției i-a plăcut din totdeauna, i-a plăcut pictura, dar văzând că avem atâtea, deja am început să lucrăm, participam la expozițiile organizate de Muzeul Țăranului Român de la București sau Muzeul Satului Dimitrie Gusti de la București, la Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Lumea a început să
vadă lucrările, să le placă icoanele noastre și spuneau, aș vrea să fac cadou această icoană, aș vrea să dăruiesc o altă temă. Și atunci, din criză de timp, soția spunea, oare eu n-aș putea să te ajut aici? Și am ajuns la faza la care lucrăm cot la cot. Eu vreau să vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Într-adevăr, am adus astăzi pentru dumneavoastră o familie de artiști. Îmi pare rău că soția dumneavoastră nu ne-am gândit. Ar fi fost foarte bine să vină și soția dumneavoastră. E o persoană extraordinară, mama mea, și mereu a avut această reținere, acest bun simț. A fost, în mod paradoxal, lumina din umbră. Și ca oamenii să înțeleagă mai bine acest lucru, să caute pe internet piesa Ochii Mamei. Mulțumim foarte mult! Dumneavoastră, nu-mi rămâne decât să vă urez sărbători cât mai liniștite în continuare și un an nou care vine cât mai bun, pentru că noi nu ne revedem decât la anul. O seară plăcută! La revedere! Și să nu uităm că avem un colind pe care Bogdan ni l-a pregătit. Oameni cu aripi de înger, oameni cu sufletul bun, minți într-o iarnă de plânge, iarăși mi-e dor de Crăciun. Și în biserici de viață ard lumânări iar și iar, îngeri cu trupuri de ceață s-au prefăcut în creștar. Sfânt, sfânt, sfânt mi-e Crăciunul, an de albi vin peste noi, neaua acoperă drumul, timpul se-ntoarce înapoi. Sfânt, sfânt, sfânt mi-e Crăciunul, an de albi vin peste noi, neaua acoperă drumul, timpul se-ntoarce înapoi. Florile d'albe, minge din raiul divin, oameni cu suflete albe, fie vălinul mai lin. Ne-am prefăcut în colinde, oameni cu sufletul bun, chiar dacă gheața se-ntinde, fie vă veșnic Crăciun. Sfânt, sfânt, sfânt mi-e Crăciunul, ani albi vin peste noi, neaua acoperă drumul, timpul se-ntoarce înapoi. Sfânt, sfânt, sfânt mi-e Crăciunul, ani albi vin peste noi, neaua acoperă drumul, timpul se-ntoarce înapoi.